Te salut! Astăzi discutăm despre area unui triunghel punghii. Ce este un triunghel punghii? Un triunghi care are un unghi de 90 de grade, așa cum îl vezi pe cel din figură. Formula este cateta ori cateta supra doi. În cazul acestui triunghi am două catete. AB este prima, AC este a doua, le înmulțesc și pun supra doi, da? Știu că îți plac exemplele și mie îmi plac, așa că hai să considerăm 7 și 8 ca fiind înmulțire pentru AB și pentru AC, iar când locuie vom avea 7 înmulțit cu 8 supra 2. Observăm că putem să simplificăm pe 2 cu 8 prin 2 și vom rămâne 1,64, 7, 4, 28 de centimetri pătrați, metri pătrați, în funcție de ce unitate de măsură ai tu în problemă. Cam asta este tot. Asta este formula, iar pe aceasta o poți aplica și tu problemele pe care le ai pentru a rezolva respectiva cerință. Mersi pentru atenție și lasă-mi secțiunea de comentarii ce întrebări ai. Ne vedem data viitoare. Salut!